Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Revenind la subiectul darurilor duhovnicești, 1 Corinteni, capitolul 12, observăm intenția apostolului Pavel să educe poporul Domnului, oamenii convertiți, mântuiți din adunare, spunându-le: în ce privește subiectul acesta al darurilor duhovnicești, vreau să fiți în cunoștință, să cunoașteți bine subiectul acesta, să aveți convingeri clare, bine definite și ele să fie în concordanță cu voia lui Dumnezeu. El se adresează Bisericii Domnului pentru că problema lucrării Duhului Sfânt, manifestarea darurilor duhovnicești, este un subiect care interesează pe copiii lui Dumnezeu implicați în viața spirituală. Darurile duhovnicești sau darurile spirituale, viața duhovnicească sau viața spirituală, darurile sunt o parte a lucrării din viața spirituală. Și toți cei implicați în viața spirituală, toți cei care au o viață spirituală, o viață duhovnicească, o viață nouă în și prin Hristos, trebuie să aibă convingeri biblice despre subiectul darurilor duhovnicești. Apostolul de asemenea spune: voi știți că înainte să fiți mântuiți, când erați păgâni, aveați un alt fel de cunoștință, un alt fel de credință, de fapt necredință, și voi frecventați vrăjitoria, idolatria, pentru că așa erați atunci călăuziți de duhul diavolului care vă folosea. Acum Duhul lui Iisus Hristos este în voi, sângele Lui v-a iertat păcatele. Numele vostru este scris în cartea vieții. Voi ați venit din lume în Biserica lui Dumnezeu și acum voi trebuie să deveniți cunoscători și a acestui subiect, darurile duhovnicești, darurile spirituale. Domnul Iisus ilustrează darurile Duhului Sfânt cu pilda pe care o spune în Matei, în capitolul 25, versetele 14 la 15. Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, înainte să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi, le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2 talanți și altuia i-a dat 1 talant. Fiecăruia i-a dat după putere. Câtă umilință trebuie să aibă cel cu un talant să nu îl invidieze pe cel cu 2. Câtă umilință trebuie să aibă cel cu 2 talanți să nu îl invidieze pe cel cu 5. Câtă umilință trebuie să aibă cel cu 5 să nu îl disprețuiască pe cel cu 2. Câtă umilință trebuie să aibă cel cu 2 ca să nu-l disprețuiască pe cel care are doar un singur talent. Cei care nu au niciunul nu sunt în lista bisericii. Biserica lui Dumnezeu are doar oameni care manifestă daruri spirituale, de slujire, lucrări ale Domnului, indiferent că ei au multă eficiență sau mai puțină eficiență. Uitați-vă la Noe câtă eficiență a avut, a predicat o viață întreagă și nu s-a pocăit nimeni. Uitați-vă la Ieremia câtă eficiență a avut, a predicat 25 de ani și nu s-a pocăit nimeni. Păi noi dacă am avea un astfel de predicator în biserică, noi l-am trimite să facă altceva. Nu întotdeauna biserica este spirituală datorită predicatorului și nici nespirituală datorită predicatorului. Când un om nu se pocăiește, nu se pocăiește nu doar pentru că predicatorul neapărat n-a predicat bine. Ieremia, mă gândesc, a predicat bine și Noe de asemenea. Dar când oamenii sunt răi și împietriți, cel care are control asupra inimii umane este în primul rând omul.
Hristos a dat fiecărui slujitor bunuri, calități, abilități, puteri de slujire în raport cu capacitatea pe care a avut-o. Așa spune cuvântul. Fiecăruia i-a dat după capacitate, după putere. Câtă umilință trebuie să avem fiecare dintre noi să acceptăm lucrul acesta, un lucru care este foarte greu de acceptat. Unui om îi este greu să accepte că altul este mai capabil decât el, într-o anumită privință. Îi este foarte greu. Și mai ales când mergem cu subiectul acesta discutat în rândul bărbaților. Pentru că bărbații trăiesc în viață pentru performanță și toată viața ei nimic altceva nu vor să facă decât să dovedească că sunt buni, sunt capabili. Oricât de greu e pentru un bărbat să accepte că altul e mai capabil decât el. Darurile spirituale sunt anumite capacități sau aptitudini sau împuterniciri sfinte cu care Duhul Sfânt înzestrează pe fiecare membru al trupului lui Iisus Hristos. Prin aceasta fiecare credincios își găsește și locul și rostul în adunarea Domnului, integrându-se între celelalte părți componente, între celelalte mădulare ale trupului lui Iisus Hristos, știind că scopul cu care folosește darul sau darurile date de Domnul, nu este pentru el, ci este pentru oamenii care sunt în trupul lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, el există și slujește ca să facă bine celorlalte mădulare ale trupului. Care sunt caracteristicile biblice ale darurilor spirituale? În primul rând, sunt multiple. Versetul 4. Sunt felurite daruri, adică sunt mai multe. În al doilea rând, sunt împărțite diferit. Priviți versetul 11. Dă fiecăruia în parte cum vrea Duhul Sfânt. Criteriile sunt greu de înțeles uneori de noi oamenii. 3. Sunt date fiecăruia. Versetul 7. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. 4. Ele se completează unele pe altele. Cu alte cuvinte, nu veți găsi niciodată un om care să aibă toate darurile. Degeaba vă uitați după un pastor care să aibă toate calitățile, toate darurile, toate abilitățile. Pentru că nu există. Un mădular nu-i trupul, ci este un mădular în trup. Oricât de grozav ar fi un mădular, nu este și în locul altora. Oricât de bun ar fi un pastor, asta nu înseamnă că are absolut toate abilitățile și nu mai are nevoie de un asistent, nu mai are nevoie de un consiliu pastoral, nu mai are nevoie de un comitet și el este super om și oamenii îl idolatrizează și se închină la el. Asta este o idee falsă. Cinci, darurile contribuie la unitatea bisericii. Ele manifestă puterea lui Dumnezeu, slujbele manifestă autoritatea lui Dumnezeu, roada manifestă caracterul lui Dumnezeu. Darurile manifestă, deci, puterea lui Dumnezeu și contribuie la unitatea bisericii. Priviți, vă rog, versetele 24 și 25, nu le-am citit acum. Servesc la zidirea bisericii Domnului. Aduceți-vă aminte de 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 3. Cine prorocește, prorocia fiind manifestarea unui dar, dar fiind și slujbă. Prorocia este în primul rând slujbă, specifică Vechiului Testament, și atunci când e slujbă, înseamnă că omul ăla care are slujba de proroc are multe daruri, inclusiv de prorocie. Cel care are doar darul prorociei n-are slujba de proroc. Una e slujba de proroc, a fost specifică Vechiului Testament și înseamnă manifestarea multor daruri, și alta este darul de prorocie. Asta înseamnă că omul are doar darul acesta și e specifică Noului Testament. Sunt foarte multe lucruri care fac diferența între slujbă și dar. Și dacă nu le stăpânim, atunci le încurcăm foarte tare. Priviți! Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire. Prorocia nu doar aduce cunoștință, lucruri din partea lui Dumnezeu pe care noi nu le știm, de multe ori ne zidește pentru că confirmă ce știm noi. Și noi nu numim asta prorocie, spunem, a, păi ce vorbește Domnul, că asta o știam și eu. De câte ori a spus Dumnezeu în Vechiul Testament, pocăiește-te? Nu știa poporul să se pocăiască.
Știa. Și atunci Dumnezeu de ce repetă prin prorocie? Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește printr-un om, se numește prorocie. În afara faptului că omul acela citează din cuvânt pe poziția de predicator. Dar și predicatorii prorocesc mult în timpul predicii. Nu știm cât din predică este prorocie, ideal. S-ar putea să nu fie nimic prorocie. S-ar putea să fie o afirmație prorocie. S-ar putea să fie o parte din predică prorocie. Predicile inspirate conțin prorocie. Apoi, darurile duhovnicești nu slujesc pentru zidire personală, excepție făcând darul vorbirii în limbi. Toate celelalte sunt pentru zidirea altora. Darul în limbi este singurul care zidește persoana. De aceea este ideal să avem darul acesta. Nu trebuie confunda semnul vorbirii în limbi cu darul vorbirii în limbi. Sunt două lucruri diferite. Semnul vorbirii dă autenticitate și valoare botezului, care e unic. Prima umplere se numește botez, dar e nevoie de reumpleri, de reumpleri. Însă tot timpul prima umplere botezului este pusă în evidență, e confirmată de Dumnezeu prin semnul vorbirii. Apoi un om poate să aibă darul, poate să nu-l aibă. E ideal ca toți să aibă darul acesta, ca să se îmbărbăteze pe ei înșiși. Că pe mine, eu faptul că predic nu mă îmbărbătesc pe mine, vă îmbărbătesc pe dumneavoastră. Când cineva prorocește, nu se îmbărbătează pe el. Sigur că el e onorat să fie chemat la slujbă, dar nu se îmbărbătează pe el și îmbărbătează în primul rând pe cei care primesc adresarea prorociei și apoi pe toată comunitatea care o aude. Când auzim că între noi se predică Evanghelia, noi ne bucurăm. Când auzim că Dumnezeu vorbește prin proroc, noi ne bucurăm. Când auzim o vedenie sau mărturisirea unui vis, noi ne bucurăm. Asta înseamnă că Dumnezeu lucrează în popor. Diavolul nu e interesat de predică, de prorocie, de vedenie și de vise. Apoi, darurile duhovnicești nu sunt ca și slujbele să le manifesti când vrei. Nu te poți duce la un om care are darul de prorocie și să spui, frate, prorocește-mi, spune-mi ce spune Domnul. S-ar putea ca Domnul să-i spună ceva, s-ar putea să nu-i spună nimic. Eu pot să predic cuvântul oricând am ocazia să-l predic, dar un proroc nu poate să aducă un mesaj profetic de la Dumnezeu când vrea el, ci numai când îi dă Duhul. Între slujbă și dar e o foarte mare diferență. Noi luăm exemple ale slujbei de proroc din Vechiul Testament, atenție, și le dăm exemplu ale darului prorocului din Noul Testament. Și aici facem o gafă enormă. Oamenii din Vechiul Testament n-au avut dar de prorocie, au avut slujbă de prorocie. Și slujba de prorocie înseamnă o însumare a multor daruri, inclusiv a celui de prorocie. Și el avea slujbă, adică o făcea oricând era nevoie. În Noul Testament, oamenii mai mult, în mod practic, prin biserică, au daruri. De aceea ei vorbesc doar când Domnul le dă să vorbească. Mi-ar place prorocii de la noi din biserică să prorocească mai des, vorbesc omenește, pentru ca să zidească biserica. Dar prorocii nu-și permit la orice rugăciune să spună așa vorbește Domnul, dacă nu vorbește. Ci când îi se dă, spune, când nu îi se dă, nu spune. Eu nu pot să vin ca pastor la Amvon duminica și să citesc textul și la urmă să vă spun, nu mi se dă nimic, țop pe scaun. Ce serviciu divin ar fi ăla? Nu se întâmplă așa nici cu darul de cântare. Și nici cu darul de adunare a colectei. Darurile spirituale pot fi, în primul rând, capacități naturale pe care cu care omul se naște, care sunt amplificate și ridicate la un nivel supranatural de Duhul. Sau pot fi capacități cu totul noi pe care omul nu le-a avut niciodată. Îmi aduc aminte de unul dintre bărbații pe care eu i-am iubit mult, care a direcționat viața mea pe calea Domnului, fratele Trandafir Sandru. El n-a avut niciodată darul de tălmăcire a limbilor. Era unul dintre oamenii, puțini oameni care în biserică știau să traducă din limba engleză cu
20-30 de ani în urmă, poate mai bine. Și a însoțit un predicator din America în multe locuri din România. Nu prea au dormit, au fost o călătorie lungă, foarte obositoare, iar el de felul lui, ca și Timotei, a avut o constituție fizică foarte firavă, foarte slabă. La un moment dat, în timpul predicii, n-a mai putut să traducă, a început să se bâlbâie, nu mai avea capacitatea să se concentreze și efectiv nu mai era în stare să traducă. Tot spunea sorry, sorry, sorry la vorbitorul de limba engleză și acela repeta și oamenii au început să se roage și dintr-o dată, cândva pe la jumătatea predicii, a început să traducă într-o manieră absolut remarcabilă și toată adunarea a simțit că e ceva special la mijloc. Ce s-a întâmplat? Domnul, în această situație, pentru onoarea numelui său, i-a dat acestui slujitor o dată în viață darul tălmăcirii limbilor. Și nu neapărat prin facultățile fizice, prin capacitățile umane, a tradus, ci efectiv a tradus prin Duhul. El a mărturisit asta într-o anumită împrejurare. Asta nu înseamnă că un dar l-ai odată în viață. Am dat numai un exemplu că un dar poate fi folosit prin cineva odată în viață sau de mai multe ori în viață, dar întotdeauna când e nevoie. Niciodată un dar nu sprijinește celebritatea persoanei care îl manifestă. Niciodată nu răspunde anumitor interese omenești, ci întotdeauna este dat să împlinească o nevoie pe care o vede Dumnezeu și pe care vrea să o împlinească Dumnezeu. Darurile nu sunt monopolul nostru, ci este monopolul lui Dumnezeu. El le dă, El le manifestă. Noi suntem doar difuzorul prin care se aude vocea lui Dumnezeu. Vreau să vorbim puțin despre statutul darurilor spirituale. Pentru că noi suntem o biserică penticostală, o să zăbovim un pic pe acest subiect. Pentru ca să ne împrospătăm cunoștința din Scriptură despre lucrul ăsta. Statutul darurilor spirituale. În primul rând, darurile spirituale nu sunt o recompensă sau un premiu pe care Dumnezeu îl acordă cuiva pentru merite spirituale. Avem tendința să ridicăm în slăvi pe cei care primesc de la Dumnezeu daruri și le manifestă în adunare. Oamenii ăștia trebuie apreciați, pentru oamenii aceștia trebuie să ne rugăm, dar nu trebuie să îi ridicăm în slăv, că le facem rău. Îi ajutăm să se mândrească și să-și piardă darul. Ei trebuie încurajați, trebuie să ne rugăm pentru ei, dar să nu le dăm senzația că sunt niște supersfinți, pentru că darurile spirituale nu sunt o premiere a unor merite personale, ci sunt un dar, darul-i dar. 2. Nu orice creștin manifestă daruri spirituale, ci numai cei care sunt robi ai stăpânului. Stăpânul n-a chemat concetățenii lui, oamenii din localitate, să le împartă talanți. A împărțit talanți doar la robii care se subordonau autorității lui și care trăiau în perimetru proprietății lui. Oamenii din proprietatea lui, din împărăția lui, doar acelora le-a dat talanți. Să nu vă așteptați să aibă daruri oameni care nu vin la adunare, oameni care n-au o viață de rugăciune, oameni care nu luptă pentru unitatea bisericii, oameni care tot timpul sunt în afara intereselor bisericii locale. Cum ar da Dumnezeu daruri unei astfel de persoane? În al treilea rând, darurile spirituale sunt condiționate de dependența pe care persoana trebuie să o aibă față de Duhul lui Dumnezeu, care îl folosește, care îi oferă această manifestare supranaturală. Dacă persoana aceasta nu crede în Duhul Sfânt, nu crede în lucrările Duhului Sfânt, nu se apropie de Dumnezeu, de Duhul Sfânt prin rugăciune, prin post, nu-și smerește viața, nu învață din greșelile trecutului, Duhul Sfânt nu-i va oferi unui astfel de om niciodată onoarea să slujească în împărăția lui Dumnezeu prin manifestarea unui dar. Sunt însă și vremuri de criză când Dumnezeu poate să vorbească printr-un măgar, poate să vorbească printr-un corb, poate să vorbească în feluri ciudate, dar asta nu-i regula, asta e excepția. Apoi, chemarea lui Dumnezeu la lucrare nu vine decât în direcția darurilor spirituale cu care îi înzestrează pe credincioșii săi. Cu alte cuvinte,
Dumnezeu nu cheamă pe un om să slujească într-un domeniu unde nu i-a dat un dar. Dacă eu aș împărți un pix fraților Marian și Petru Lorinț și fratelui George Remciuc, nu i-aș da un pix. Și le-aș spune celor doi, atenție, eu o să fiu la anvon și la un moment dat o să am nevoie de un pix și am să vă chem să mi-l aduceți. Și vine vremea când am nevoie de pix, eu mă uit la fratele George Remciuc și spun, adu-mi pixul. Ce fel de om sunt eu? Sunt eu un om serios? Dau pixul lui Marian și fratelui Petru și cer pixul de la George căruia nu i-am dat? Cum să cheme Dumnezeu un om într-o lucrare când nu i-a dat darul în respectiva lucrare? Nu i-a dat capacitatea în respectivul domeniu? Nu i-a dat abilitatea? Cum să mă cheme pe mine Dumnezeu vreodată să cânt solo în adunare? Am mai început cântările de vreo câteva ori marța la rugăciune și frații care au venit m-au iubit și m-au apreciat, da? Cum să mă cheme pe mine Dumnezeu să cânt un solo în adunare? Nu mă cheamă pentru că nu mi-a dat, am simț ritmic, dar nu am voce. Tot umblu printre game ca mașina printre mașini pe, când se grăbește. Nu mă poate chema pe mine Dumnezeu să fac asta. Poate să-mi spună mie Alin că eu trebuie să cânt un solo, îi spun, frate, nu mă face de râs. Nu mă pune într-o situație penibilă, că eu știu ce pot și ce nu pot. Eu văd ce mi-a dat Dumnezeu și ce nu mi-a dat. Nu din dorința de a mă vedea adunarea, ies și eu și cum necum Domnul primește. Păi ce e Dumnezeu să primească? Cercetor sau stăpân? E rege sau cercetor? E împărat sau cercetor? E Domnul domnilor? El ascultă cântarea îngerilor și venim noi cu toate lipsurile de daruri doar pentru că vrem să ieșim în relief? Asta e maturitate? Asta e omenie? Asta e smerenie? Chemarea lui Dumnezeu pentru un bărbat sau pentru o femeie tot timpul e în domeniul darurilor pe care omul le are. Și când un om face o slujbă, mică sau mare, vezi dacă are chemare sau nu, prin faptul că ce face, face cu ungere, face cu eficiență, are succes în ce face, merge ce face. Darurile se întâlnesc în intensități diferite, în grade diferite, variate, adică evangheliștii între ei, unii sunt mai eficienți, alții sunt mai puțin eficienți, predicatorii între ei. Asta nu înseamnă că predicatorii mai slăbuți nu au darul de a predica, au darul de a predica, dar îl au după puterea dată de Domnul lor. Nu predică de 5 talanți, predică de 1. Asta nu înseamnă că cei care nu recită extraordinar ca un super poet nu au darul de a recita. Nu recită de 5 talanți, recită de 2. Una este să nu te pricepi deloc și alta este să nu predici ca Billy Graham. E adevărat, nu predica Billy Graham. Darurile nu întotdeauna se manifestă la superlativ. Pentru că, nu pentru că nu sunt ele întregi și suficient de divine, dar trec prin omenesc. Și tot ce trece prin omenesc se contaminează, se strică, se crapă, că omul e om, unde e un om e și două greșeli. Spunea Billy Graham, nu există biserică perfectă, iar dacă totuși ai găsi una când tu devii membru ei, încetează să mai fie perfectă. Biserica e perfectă pentru că e Dumnezeu în ea și este imperfectă pentru că sunt oamenii acolo. Noi nu aducem perfecțiune prin prezența noastră, ci imperfecțiune. Pentru că biserica e un spital unde Dumnezeu te tratează de păcat în perspectiva însănătoșirii în neprihănire. Darurile spirituale nu fac infailibil pe omul care le manifestă. Acesta este încă un lucru important. Darurile spirituale nu-l fac pe omul care le manifestă fără greșeală. Adică, orbește să asculți un proroc că a vorbit Domnul. Fraților, nu faceți greșeala asta. Orbește să asculți un predicator că așa a vorbit Domnul. Fraților, nu faceți greșeala asta. Orbește să asculți pe cineva care are un vis, o vedenie sau o sfătuire pentru că așa a vorbit Domnul. Fraților, nu faceți greșeala asta. Cercetați toate lucrurile. Cercetați prorocia, cercetați predica, cercetați visul, cercetați vedenia, pentru că omul e om.
poate să greșească, poate să alunece. Petru a fost Petru și odată vorbește de la Domnul și peste o perioadă foarte scurt de timp, Domnul Iisus Hristos prinde că, îl identifică că prinde o undă străină și spune: Petre, tu nu mai vorbești acum de la Domnul, acum vorbești de la Satana. Cât de atenți ar trebui să fim noi cu vasele Domnului? Noi credem că dacă un om e predicator, ăsta nu greșește în veac. Ar fi bine. Noi credem că dacă un om e proroc, ăsta nu greșește în veac. E ideal. Darul nu te face infailibil. Rămâi om, rămâi din carne. Darul îți dă doar o uriașă responsabilitate și o tragere la socoteală ieșită din comun. De aceea, frați și surori care aveți daruri, și ele sunt multe, administrați-le cu umilință și cu multă băgare de seamă. Uitați-vă tot timpul în viața personală și o să constatați că este foarte greu ca să te împotrivești mereu tendinței. Vă aduceți aminte de mărturisirea pastorului Buia vineri seara? Cred că e un exemplu dus la extrem. El spunea așa: m-am dus într-un loc și pentru că aveam multe chei în buzunar, le-am scos că mă deranjau, mai ales cum e el așa mai harismatic, și le-am pus pe o masă. Și spunea el la un moment dat, fratele Buia a spus asta, nu să nu greșesc. La un moment dat spune el: a venit un duc de mândrie la mine și a zis așa: bine că ai pus cheile acolo, că toată adunarea o să vadă ce multe chei ai tu. Și asta înseamnă că ai cheie de la secretariat, ai cheie de la casierie, ai cheie de la ofisul păstorului, ai cheie de la biserică, ai cheie de la sunet, de la multiplicări de casete, de la școala duminicală. Mă, tu trebuie să fii un om foarte important dacă ai atâtea chei. Oamenii neimportanți au cheia de la casă, nu? Oamenii importanți au buzunarul plin de chei, ăștia au responsabilități, ăștia deschid multe uși. Și bietul om mărturisea, v-ați putut vreodată imagina că cineva poate să se mândrească că are multe chei? Am stat pe scaun și parcă m-a lovit în moalele capului mărturisirea aceasta. Și de multe ori noi suntem așa de ascunși de Domnul, încât nu recunoaștem că ne putem mândri din lucruri foarte, foarte, foarte mărunte. Te poți mândri și pentru faptul că citești cuvântul Domnului fără să te încurci, timp în care altul se încurcă. Te poți mândri că ești punctual, timpul în care altul întârzie. Te poți mândri că tu nu ieși afară, timpul în care altul poate are o problemă de sănătate și trebuie să iasă odată afară. Te poți mândri pentru lucruri absolut banale și nu știe nimeni. Și din nefericire nu știi nici tu, pentru că ești ascuns de lumina Duhului Sfânt. Și vreau să închei spunându-vă încă două lucruri. Darurile spirituale sunt administrate și inițiate de Duhul Sfânt, nu de om. Omul este doar factorul uman prin care se manifestă, e instrumentul. Mașina mea n-a pornit de când o am eu până acum, o am de 4 ani, n-a pornit niciodată singură. N-am găsit-o niciodată pornită dacă am oprit-o și niciodată oprită dacă am pornit-o, măcar că asta se mai poate întâmpla. Să se oprească singură, da, că se defectează, dar să pornească singură dacă nu ai rimut, nu cred. Mașina pornește inițiată de șofer. Un om al lui Dumnezeu manifestă un dar inițiat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e șeful. Duhul Sfânt e călăuzitorul. El hotărăște, acum e nevoie. Că el zidește biserica, nu omul. El cunoaște inima oamenilor, nu omul. El știe de ce are omul nevoie în inima lui. De unde să știu care vă e nevoia? Dacă nu îmi spuneți, eu nu știu. Mă sună un frate și îmi spune: n-ai știu că soția mea e la spital. Și zic: nu mi-a descoperit nici Dumnezeu, nu mi-ai spus nici tu. De unde vrei să știu? Dacă Domnul a tăcut și ai tăcut și tu, te întreb, de unde vrei să știu? Zghicitor? Ultimul lucru, nu este normal în dreptul niciunui dar să se aștepte la majoritatea creștinilor să-l aibă. Și nu este normal dacă un om are un dar să se aștepte să aibă toate darurile. Nu-i normal. Nu-i normal dacă cineva are darul de prorocie să ne așteptăm neapărat obligatoriu să aibă și vedenie, să aibă și vise, să aibă și vorbirea în limbi, să aibă și tălmăcirea limbilor, să aibă și darul credinței, ar fi bine să fie, dar nu este. Dumnezeu împarte darul fiecăruia după cum dorește, ca să completeze, atârnă greutatea de toate mădularele trupului. Dacă eu am o greutate mare, o fac în două și o pun în două mâini, dacă e mai mică pot să o duc într-o mână. De asemenea, nu-i normal
să ne așteptăm la toți creștinii să aibă același dar. Niciun dar nu l-are toți creștinii, ci Dumnezeu împarte fiecăruia după cum dorește. Aș vrea în această dimineață să privim la noi și să ne întrebăm: stăpânul a plecat într-o călătorie și se va întoarce. Câți talanți mi-a dat? Unde sunt talanții? Toată predica n-are valoare nici cât 0.1 dacă nu răspundem la această întrebare. Stăpânul nostru Iisus Hristos a plecat într-o țară îndepărtată. A spus că se va întoarce. Însă ne-a administrat nouă capacități să slujim în proprietatea Lui, în ferma Lui, în compania Lui, în împărăția Lui. Ne-a dat la fiecare câte ceva să facem, la unii mai mulți, la alții mai puțin, după putere. Ce mi-a dat mie să fac? Cum fac ce mi-a dat să fac? Aceasta este întrebarea dominantă, de esență, în legătură cu subiectul darurile spirituale. Mă rog lui Dumnezeu, frați și surori, oameni care faceți atâta efort pentru Biserica Betania, în dimineața aceasta să vă permiteți să vă puneți această întrebare, pentru că de răspunsul la această întrebare depinde locul unde vă petreceți veșnicia. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu cel care și-a îngropat talentul. Te rog, nu-ți îngropa talentul. Dacă știi să cânti, cântă. Dacă știi să predici, predică. Dacă știi să faci ordine, fă-o. Dacă știi să faci binefacere, fă-o. Dacă știi să fii ospitalier, fă-o. Că darurile sunt multe și vom vorbi despre ele dățile viitoare, dacă vom fi sănătoși și prin voia Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.